Însemnările monahiei Platonida, doamna de spina a țării românești. 1551, septembrie, 15 zile, schitul Ostrov. Ce vremuri blagoslovite! Pe cât mă pot întinde cu mintea, nu știu să mai fi fost prin aceste locuri vreun domn așa evlavios și fără prihană, precum a fost măria sa, și îmi pare că multă vreme va trebui să treacă până ce Dumnezeu va ridica pe altul asemenea lui. Alături de domnul Neagoie, am aflat mărgăritarul cel mai scump și singura visterie ce nu se poate fura de nimeni, dragostea lui Dumnezeu, căci aceasta este bucuria statornică și plinătatea cea fără lipsa inimii. Maria s-a avut un suflet sfânt. Viața lui scurtă s-a trecut mistuindu-se ca o lumânare de ceară curată, ce arde în sfeșnic și luminează tuturor. A fost un om care, iubind pe Dumnezeu mai mult decât pe sine, și-a petrecut zilele vremeniciei sale într-o necurmată pocăință. Fiecare fapta sa era una a evlaviei, fiecare gând era o rugăciune, cugetând la legea lui Dumnezeu ziua și noaptea. Este seara și, întorcându-mă de la veceri din chilioara mea tăcută, am luat hârtie și condei pentru a-mi deșerta inima de poverile grele și a le așterne spre știință nepoților și strănepoților noștri. Bucurii și lacrimi, împliniri și sfârșieri, slavă și înfrângerea mare. Astăzi, când toți fiii pe care i-am născut au intrat în pământ înaintea mea, când anii mi s-au împuținat și eu ca iarba m-am uscat, nu aș putea îndura lumina soarelui strălucind deasupra, de nu aș avea întipărit în suflet chipul luminos al domnului Neagoie, un domn ales și dăruit de Dumnezeu. Însă după moartea domnului, nimic n-a mai fost ca înainte. Viața mea s-a clătinat de multe ori în furtuni și vifuri îngăduite de Dumnezeu. Pentru aceea, simțindu-mi sărăcia sufletească, am bătut la ușa milostivirii lui Dumnezeu, venind la acest liman de mântuire. În liniștea schitului Ostrov, cel înconjurat de apele Oltului, îmi caută azi odihna sufletului în rugăciune și singurătate. Aici, în tăcerea nopților, valurile ce se zbat de maluri, îmi pare că mi-aduc crâmpeie dintr-o viață cât de mult, ce-mi poruncesc să nu le îngrup odată cu mine. Era toamna anului 1499. Bunica Angelina m-a înștiințat că voi merge la un banchet al princelui Vladislav, în suita domnească a tatălui meu. Am fost îmbrăcată în veșminte de preț, cu diademe și podoabe de aur în păr, cu rochii de brocart argintat și nestemate în loc de nasturi. La 11 ani se chema că eram de acum o prințesă a sremului. Bunica a scos din cuferele ei de podoabe aceste daruri și m-a gătit cu dragoste. M-a sfătuit cum să mă port, spunându-mi cu înțelepciune că acea vizită va fi însemnată pentru mine. Și așa a fost. Îmi amintesc cât de maestoasă mi s-a părut curtea de la Buda cu palatul regelui Vladislav. Oaspeții mai tineri au fost poftiți în salon de pictură al curții, fala întregului palat. Era acolo o artă cu totul nouă pentru mine, străină de zugrăveala ce mi încălzea inima în bisericile noastre sârbești. Din tablouri îmi părea că mă urmăresc priviri reci de care mi-era teamă. Gazda, un nobil învățat al palatului, mi-a lăudat însă arta apuseană. Pe ruinele Constantinopolului, pe care cu toții l-am plâns, se ridică o lume nouă și o nouă artă. Europa merge de acum pe calea înnoirii și iluminării. Priviți această Madonna. Cât
câtă grație, câtă căldură umană. Ne-a mai spus el, arătându-ne un tablou în care Preacurata Fecioară era despletită și purta în brațe un prunc dezbrăcat. Atunci însă s-a auzit un glas. Am admirat meșteșugul mare al zugravilor domniilor voastre. Să știți însă că această pictură se adresează mai mult simțurilor trupești decât sufletului, iar ceea ce se clădește pe simțuri are tăria nisipului și a cenușei. Icoana bizantină nu va muri, pentru că puterea ei este duhovnicească. În icoana bizantină noi mărturisim și păzim neatinsă curăția Maicii Domnului. Ea este maica unui fiu răstignit și prin aceasta a tuturor celor ce pătimesc. Și îmi pare că Preacurata se odihnește mai mult în freșcele bisericilor noastre cotropite de turci decât în palatele pline de fast, unde pare dezbrăcată de neprihănirea ei. Mi-am ridicat privirea spre cel ce rostise aceste cuvinte îndrăznețe. Era un tânăr jupan din țara românească, înalt la stat, cu ochii luminați de sprâncene duioase, cu fața senină și bucle castanii până la umeri. Vorbise cald, liniștit, însă cu putere. L-am privit cu recunoștință și sfială, ca pe un înger coborât din freșcele sârbești. Spre seară l-am zărit iarăși în grădină, deosebit de zarma palatului. Stătea drept, scrutând dincolo de frumusețile grădinii principiului Vladislav. Abia când m-am apropiat, mi-a auzit pașii în covorul de frunze, iar eu am îndrăznit să-i spun: vă sunt recunoscătoare pentru cuvintele frumoase ce le-ați rostit. Drept mulțumire, aș vrea să vă fac un dar din partea țarului Iovan Brancovici. Este un medalion cu chipul Maicii Domnului, Maica celor ce pătimesc, ocrotitoarea creștinilor. Milița! Despota Milița! Era glasul tatălui meu. Am alergat înspre palat, lăsând în urma pașilor foșnetul frunzelor, iar în mâinile acelui necunoscut, medalionul Maicii Domnului și, odată cu el, o parte din inima mea. Acesta era Negoi Basarab, omul de care Maica Domnului mi-a legat viața din anii copilăriei. Aveam să-l reîntâlnesc abia peste 5 ani, în țara românească. Chipuri și icoane ale unor oameni sfinți îmi strălucesc înaintea ochilor minții. Între toți, ca un soare luminător, Sfântul Patriarh Nifon. La venirea mea în țara muntenească, Patriarhul Nifon se afla deja de un an de zile la curtea de la Târgoviște, unde fusese adus, după multe stăruințe, de domnul Radu. Cu barba scăldată în lumină, cu chipul alb și senin, cu trupul adus ușor de bătrânețe, Sfântul Nifon era înaintea noastră ca o icoană. Mergeam adesea la chilia sa din casele mitropoliei și puneam înainte cu încredere ascunzișurile tainice ale inimii mele. Tot în vremea aceea, venea de la Târgoviște să ceară sfatul și binecuvântarea Sfinției sale și Marele Postelnic Neagoi. Uneori ne întâlneam și atunci ședeam amândoi la picioarele blagoslovite ale Sfântului Nifon, bând din apa cea vie a înțelepciunii sale. Copiii mei, să vă păziți comoara curăției neprihănit, ca Domnul să vă iubească și să-și gătească să lași în sufletele voastre. Întărite de povestile pline de înțelepciune ale Sfântului, îmi petreceam zilele cu pace la curtea de Argeș, alături de bunica Angelina,
încredințându-mă cu totul voii lui Dumnezeu. Fără a le potrivi dinainte, au urmat și alte întâlniri cu Neagoie. Mă bucuram de vederea sa și îmi părea că aceeași bucurie o regăsesc și pe chipul său. Însă eram oarecum întristată înțelegând că i s-au șters din minte cele petrecute cu 5 ani în urmă. Într-una din zile a început să-mi vorbească încet. Cândva, prințesa Elena, am cunoscut o copilă de vreo 10 ani, ce părea după grai și veșminte o prințesă de strân, sau poate fiica unui dregător săr de seam. Era frumoasă la înfățișare, cu ochi curați și buni. I-am rămas dator acelei copile, căci ea mi-a dăruit atunci un medalion cu Maica Domnului, pe care îl port cu mine până astăzi. Îl ascultam pe Neagoe cu sufletul înmărmurit. Numele ei era Milița. Neagoe mă privea din depărtările amintirilor și era cu neputință să-l fac a mă recunoaște. Aș vrea să vă fac un dar din partea țarului Iovan Brancovici. Este un medalion cu chipul Maicii Domnului. Milița! Despota Milița! Milița! Despota Milița! Neagoe a rămas încremenit, luminat ca în fața unei vedenii. A urmat o veșnicie de câteva clipe în privirile noastre, care s-a risipit ca aburul în curgerea anilor. Unde ești acum, bunul meu domn? Unde petrece sufletul tău curat și milostiv? Oare te-ai întâlnit cu Sfântul Nifon în locașurile dreptilor? Oare te veselești împreună cu dânsul și cu fiii noștri în lumina Dumnezeului celui întreii nelăudat? O, bunul meu domn Neagoe, adu-ți aminte rugăciunile tale de mine, cea care a rămas în valea plângerii lumii acestea, și roagă pe Stăpânul Hristos să mă chinu mai degrabă la sine și să mă slobozească din legăturile acestui trup de țărână. Flacăra iubirii pământești fumegă, pâlpâie și se stinge la cea mai slabă a vierii. Ea nu are tărie decât atâta vreme cât primește înapoi cele ce îi se cuvin. Dragostea lui Hristos însă nu este așa, căci El a îndurat chinuri și moarte, nu pentru iubirea unor fături curate și pline de credincioșie, ci pentru niște păcătoși. Aceasta este iubirea care întrece orice înțelegere. Și această iubire o agonisise în inima sa, ca pe o roadă a Duhului, domnul Neagoe. Fraților, să nu vă amăgiți cumva în această lume deșartă, că nu veți afla nicio dreptate și nicio întemeiere întrânsă, fără numai cât neșartă, ca apoi să ne tragă poftele, ci să ne îmbrăcăm în dragostea cea a Domnului nostru Iisus Hristos și pe dânsul să fim cu tot sufletul, cum și El pe noi încă mai vârtos ne-a iubit. Însemnările Monahiei Platonida, Doamna de Spina a Țării Românești.